Răsturnare de situație în cazul crimei de la Odobești. Principalul suspect a fost eliberat din arestul preventiv și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ancheta a arătat că femeia ar fi fost ucisă de o altă persoană. Suspect în dosar este acum un tânăr de 19 ani care ar fi vrut să o jefuiască pe femeie. De la tâlhărie până la omor, din păcate, n-a fost decât un pas. Vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Imediat după vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, anchetatorii și-au dat seama că femeia de 56 de ani, ucisă cu bătaie într-o parcare din oraș, nu a fost omorâtă de concubinul său, așa cum s-a crezut inițial. A fost lovită de mai multe ori cu pumnii în zona feței și a corpului de către o persoană de sex masculin în vârstă de 57 de ani și i-a provocat leziuni care au dus în final la decesul victimei. Autorul crimei ar fi de fapt un tânăr de 19 ani. Femeia, amețită de loviturile primite de la concubinul ei, a părut pradă sigură pentru tânărul care a vrut să o tâlhărească. Cercetările au continuat în dosar și în urma vizionării imaginilor de pe camere de luat vedere, s-a stabilit că a mai fost încă o persoană cu suspiciunea rezonabilă că a lovit-o cu pumnul în zona cefei, aceasta a căzut la pământ. A încercat să o controleze în buzunare, victima a țipat și l-a apucat de mână. Bărbatul respectiv s-a speriat și a exercitat, a aplicat mai multe lovituri în zona capului și a corpului. A reușit să ia de la victimă suma de 20 de lei și un pachet de țigări. Dacă autoritățile vor stabili că tânărul în vârstă de 19 ani este vinovat, acesta ar putea sta în spatele gratilor între 10 și 20 de ani. Cât despre concubinul femeii, instanța a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, urmând să fie judecat. Pedeapsa pe care acesta o riscă acum este închisoare între 6 luni și 5 ani, sau amendă.